Hristos a înviat, știri complete, dezbatere echilibrată în fiecare zi pe postul UA Bucovina. Sinteza săptămânii la actualitate zilei în limba română. Cele mai importante evenimente sunt în atenția dumneavoastră. Rămâneți alături de noi pe postul UA Bucovina. În prezent, la Spitalul Regional pentru Copii din Cernăuți există circa 15 pacienți cu suspiciunea de COVID-19. Simptomele bolii la copii sunt aceleași ca și la adulți. Cu toate acestea, de regulă, copiii se tratează mai ușor, spune șeful secției de boli infecțioase, Roman Bileciuc. Corespondenții noștri l-au întrebat pe domnul Bileciuc dacă părinții neinfectați de COVID-19 pot rămâne în spital alături de copiii săi bolnavi. Mai multe amănunte urmăriți în subiectul ce urmează. Cam așa arată sălile spitalului. Avem aici un duș, apă caldă, lavoar și cam așa arată boxele speciale ale Spitalului Regional pentru Copii din Cernăuți. Aici sunt internați copii cu COVID-19 sau suspeciuni, spune Roman Bileciuc, șeful secției de boli infecțioase a Spitalului de Copii din Cernăuți. Intrarea în fiecare boxă este separată, medicul Bileciuc a mai specificat. Dacă pacientul ajunge în sala de recepție, imediat aici își schimbă hainele, se fac probele și se iau toate analizele. Pacienții sunt conduși în boxele speciale, evitând coridorul special al spitalului. Roman Bileciuc spune că copiii infectați de COVID-19 pot sta în spital alături de părinți sau rude care nu sunt infectați de acest virus în echipament de protecție. Potrivit acestuia, părinții nu spun întotdeauna unde s-ar putea fi infectat copilul său. Din păcate, părinții nu spun adevărul unde și cum s-au infectat copiii, temându-se să nu apară zvonuri în sat. Potrivit medicului, copiii se tratează mai ușor decât adulții. Copiii au febră și guturai, tușesc ocazițional. Dacă boala decurge ușor, antibioticele nu se administrează copiilor. Secția infecțioasă a Spitalului de Copii din Cernăuți are 3 aparate de ventilare artificială a plămânilor. În prezent, unul se folosește pentru o fetiță de 5 ani, care se află într-o stare gravă, spune medicul Roman Bileciuc. Copiii se tratează mult mai ușor ca adulții. Până în prezent, nu am folosit medicamente puternice, deoarece nu era cazul. Potrivit lui Roman Bileciuc, medicii apelează la laboratorii pentru ca copiii să fie retestați cât mai repede pentru a confirma recuperarea. Șeful secției de boli infecțioase, Roman Bileciuc, spune: copiii sunt foarte activi, ei au nevoie de spațiu, aici nu prea unde sări, unde se juca. Mama nu-l poate liniști, sar pe paturi, se alintă. Mă rog, sunt copii și necesită atenție. Le aduc de acasă câte o jucărie, cu ea se mai au și le trece timpul. În prezent, aici se tratează circa 15 copii cu COVID-19 sau suspectați de acest virus. În secția de boli infecțioase pot fi internați circa 100 de pacienți. De la începutul pandemiei de coronavirus, în regiunea Cernăuți și-au depus demisia 161 de lucrători medicali, ceea ce reprezintă 3,1% din numărul total al lucrătorilor din domeniul sănătății. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Regionale de Stat Cernăuți, Serghii Osaciuc. Potrivit oficialului, demisiile au fost depuse atât de medici cât și de asistenți. În total au demisionat 29 de medici, cei mai mulți fiind de la Spitalul Rășenesc numărul 1, 10 medici, Spitalul Raional Central din Noua Suliță, 8 medici și Spitalul Regional Cernăuți, 4 medici. Practic suntem la finele anului de învățământ 2019-2020. Cum vor finaliza anul școlar instituțiile de învățământ în perioada carantinei? Aflați din comentariul șefului secției învățământ și știință din cadrul Administrației Raionale de Stat Herța, Octavian Magas. Începând cu 6 martie și continuăm mai departe până pe 11 mai, este perioada de carantină. Toate școlile din raionul Herța lucrează la distanță, online. Fiecare profesor are planul lui de învățământ, întărit de conducătorul școlii, de director, și se ocupă la distanță cu elevii. În România, într-o zi, nu putem să vă spunem că când ați termine carantina, nu, după cât a fost prealabil spus, toate clasele, în afară de clasa 11, a să termine distanțional, n-a să fie mai la școală. El mai problematic este cu clasa 11, care trebuie să deie testarea independentă. Când ori termina ei
când or face testarea de probă, când or face sesia principală, până ce nimeni nu știe, suntem în așteptare în hotărârile guvernului. Majoritatea copiilor participă că toți acum înarmați cu tehnic, calculatoare, telefoane, nu putem spune 95-96%, poate câțiva care nu tare doresc, dar este majoritatea toți sunt implicați în acest proces. Chiar să spun mulți că mai mult se scriu și mai mult învață. Profesorii le dau însărcinările și pe urmă trebuie să le dea înapoi și să le controleze. Până ce încă nu sunt nici indicații ca să fie lichidate baluri de absolvire, așteptăm până ce toată documentația care vine de sus, noi am majoritatea lucrătorilor în distanță, dar totuși cineva este la lucru, numai decât ca să facem legătura dintre departamentul de învățământ și dintre școli. Tot la acest capitol am comunicat prin legătura telefonică și cu domnul Constantin Bogdaniuc, directorul Complexului Instructiv Educativ numărul 2 din localitatea Cupca. Noi suntem pregătiți, colectivul este un colectiv bine pus, colectivul este matur, aici am profesori care cu stagiu mare de muncă și aici îmbină foarte bine tineretul și cu oamenii mai în vârstă care de acum sunt calificați și noi de la prima, cum s-a început carantina, noi de fapt mai degrabă am avut fiecare diriginte de clasă, a avut grupa lui în Viber cu copiii și cu părinții. Și acolo au fost cooptați și profesorii la obiecte pe clasă și din primele zile noi am început a lucra cu copiii. Nu, am dus discuții cu părinți, am dus discuții cu elevii, cu profesori, am spus să nu încarci mult copiii, pentru că, într-adevăr, să stai în casă și să fii pus într-una la muncă, așa e foarte greu, l-am învățat. Dar până ce au fost foarte bine, după ce au început a apărea platformele acestea, învățământul la distanță, lecțiile cele online, copiii le ascultă, fac notițe în caiete, ne sună și se consultează cu noi pe anumite întrebări care apar, pentru că acolo lecțiile sunt duse în limba ucraineană și poate nu toți posedă, nu toți au gadgetele necesare. Câteodată ne dă disminteală și internetul, însă în fine s-a lucrat. S-a lucrat destul de mult, eu socot că s-a lucrat în așa condiții, s-a lucrat destul de efectiv. Și eu cred că nu-i nimic straștic dacă în luna septembrie, într-o lună de zile, facem o repetare cu toată școala, cu toți elevii, eu cred că noi ajungem din urmă materialul, pentru că și așa, am pierdut, să spunem, o lună. Pentru că sfârșitul de anul ăsta e repetarea, dar noi am, eu cred că nu foarte mult am rămas în urmă. Așa că eu socot că copiii noștri sunt destul de pregătiți pentru sfârșitul anului de învățământ. Clasa 4 și clasa 9 o să fie eliberați de testările independente. Da, de testările cele independente. Clasa 11-a, conform graficului care o să fie emis de Ministerul Învățământului, o să treacă evaluarea finală și o să capte documentele necesare. Din păcate, încă nu putem vorbi despre scăderea numărului infecțiilor de coronavirus. Au fost confirmate alte noi cazuri de COVID-19. Au fost declarați vindecați circa 20 de persoane în regiune. Centrul de virusologie al regiunii Cernăuți a fost dotat cu un amplificator ce va permite să fie efectuat un număr mai mare de teste a persoanelor cu suspecții la COVID-19. Deci, capacitatea de a face teste de laborator s-a dublat. Șeful Administrației Regionale de Stat Cernăuți a menționat că situația s-a stabilizat în 6 raioanele regiunii, iar conform celor mai recente date în raioanele regiunii, nu se observă tendința de creștere a cazurilor de îmbolnăvire cu coronavirus. În unitățile spitalicești numărul 1 și numărul 4 din centrul regional, unde sunt internați pacienți cu infecții de noul tip de coronavirus, nu sunt patru libere.
Bolnavii de COVID-19 vor fi găzduiți de Spitalul Orășenesc numărul 3, a declarat într-un comentariu pentru postul public de televiziune primarul de Cernăuți, Oleksii Caspruc. Potrivit primarului orașului Cernăuți, Oleksii Caspruc, Spitalul Clinic Orășenesc numărul 1, unde sunt internați pacienți în stare gravă, găzduiește la etapa actuală 68 de bolnavi, deși în saloane ar trebui să fie internați 61 de pacienți. Deci, spitalul este supraîncărcat cu pacienți. Din numărul total de 68 de cernăuțeni internați aici, 24 de pacienți sunt dependenți de oxigen. 11 persoane se află în secția de terapie intensivă, 3 dintre pacienți necesită ventilație artificială a plămânii. Vom reaminti că anterior în spitalul numărul 4 din Cernăuți au fost pregătite 40 de paturi pentru internarea pacienților cu COVID-19 și celor cu suspeciuni de infecție. Potrivit lui Oleksii Caspruc, aici deja nu mai sunt paturi de spital disponibile. În Cernăuți au fost deschise piețele agroalimentare. Comitetul Executiv al Consiliului Orășenesc a permis comerțul între orele 4 și 20, cu condiția respectării stricte a măsurilor antiepidemice. Vom aminti că sectoarele alimentare au program de lucru și la cea mai mare piață din regiune, Kalinivsk, potrivit directorului respectivei piețe. Este limitat accesul unui număr mare de cumpărături și totodată toți cumpărătorii sunt obligați să poarte măști de protecție. Vânzătoarea Marina Iliașoc spune că schimbă foarte des mănușile. Am decis să lucrez deoarece trebuie să achit plata pentru arenda containerului. Cu probabilitate, nu vom avea program de lucru până la orele 20, deoarece sunt foarte puțini cumpărători, a specificat doamna Marina. Potrivit directorului general al pieței Kalinivsk, Igor Maslenciuc, în prezent este limitat numărul de intrări în piață. În sectorul numărul 5 sunt controlați toți cumpărătorii care intră pe teritoriul pieței agroalimentare. Aceștia urmează în mod obligatoriu să poartă măști. De asemenea, la toate intrările în piață sunt dezinfectanți, astfel încât vizitatorii și oamenii de afaceri să-și poată dezinfecta mâinile. Și totuși, cum să descurcă familia unui întreprinzător în aceste momente grele și cum ar trebui să fie susținut businessul mic și mijlociu? Opinia întreprinzătorului privat Viorica Ioneț. Activăm în domeniul valeologiei și consultanță pentru un mod de viață sănătoasă. Suntem reprezentant zonal pe regiunea Cernăuță, companiei Prima Flora, producători ucraineni de fitopreparate. Situația ne-a luat pe neașteptate, ce putem să vă spun. Nu am fost pregătiți de aceste circumstanțe și respectiv în situația clientă ne-a dus la amorțirea activității. Cea mai mare problemă este că nu avem termen clar când se va termina această situație. A doua e că regulile curente nu sunt egale. Companiile mari lucră, dar businessul mic și mijlociu suferă în ziua de astăzi mari pierderi. E că nu că, practic, nu avem venit în această perioadă, suntem nevoiți să plătim taxele și impozitele. Plata pentru chirii. Guvernul doar declară ajutor, dar în realitate suntem lăsați în voia soartei. Sperăm că situația de astăzi se va termina mult mai repede și vom ieși din această criză. Practic, suntem blocați cu totul, cu părere de rău. Încercăm cât de puțin să facem ceva, niște mișcări, dar foarte și foarte complicat. Sperăm că în viitorul apropiat, o ceva după data de 11, poate se vor mai schimba regulile și sperăm că ne vor deschide totuși, ne vor da voie să lucrăm cum am lucrat și înainte. Da, avem mai mulți întreprinzători care au mai multe magazine. Avem câteva restaurante pe teritoriul comunei care nu funcționează. După câte știu eu, lumea care a avut comenzi în perioada aceasta de carantină au ieșit la numitorul comun cu întreprinzătorii, cu șefii de restaurante și care au mânat datele, dar care și-au întors banii care au fost dați ca arhoană înapoi. Oamenii sunt conștienți, știu că asta e problemă, toți au telefoane, televizoare, toți ascultă informația, toți o știu, o cunosc, așa că au ajuns la numitor comun, dar fără sfadă și cert. Dar nu e mai simplu, nu e așa de sape altceva, omul vine pentru necesitățile lui și nu mai face pe urmă probleme, le găsește. Și da, hlibo cam un pic e mai simplu. Mai da drumul la magazinele, auto știu că lucrează precis mai. Pentru întreprinzători, ai smicșorate și impozitele. Scriu cereri pentru
ca să, de exemplu, pe luna martie sau luna aprilie să nu plătească impozitul. Cu asta suferă primărie, bugetul satului, înțelegem și noi întreprinzătorii că nu tare au lucru. Magazinele funcționează în regimul aproape obișnuit de lucru, de respectă toate regulile de sus. Avem câteva magazine care vând materiale de construcție, ele mai puțin funcționează, dar prin legătură de telefon se descurcă și ei cum pot. Prin comandă, da, la comandă, da, totul se face la comandă. Reamintim că piețele din Cernăuți au fost deschise în baza unei decizii a Comitetului Executiv al Consiliului Orășenesc din 28 aprilie. Anterior, Comisia Regională pentru Situații Excepționale a decis să închidă toate piețele într-un comentariu solicitat de postul public de televiziune. Purtătorul de cuvânt de Poliția Națională din regiunea Cernăuți, Diana Kozlova, a spus că poliția va ține cont de hotărârea Executivului Orășenesc Cernăuți și nu va penaliza antreprenorii pentru comerț în piețele agroalimentare. Urmează să amintim faptul că starea de carantină va dura până la 11 mai. La 24 aprilie, guvernul a prezentat un plan de acțiuni în 5 etape cu privire la ridicarea regimului de carantină. Și până ce în țară se menține regimul de carantină, juristul Ion Cernușca vine cu unele recomandări pentru reprezentanții businessului mic și mijlociu. Ce s-a primit și ce sfaturi putem da pentru întreprinzătorii chiar din regiunea noastră Cernăuți? Merge vorba despre aceea că Ministerul de Economie, de Dezvoltare a Economiei și a Comerțului a propus unele măsuri în această criză. Prima, cei care se ocupă cu business-ul mic și au pierdut locurile de muncă sau temporar au oprit lucrul, trebuie să se înregistreze. Se poate online de se înregistra ca să se vadă cine are nevoie de ajutor. De asemenea, legile prevăd că creditele care au fost luate, ele vor primi o vacanță, da, până la 31 martie 2021. De asemenea, aici este o condiție cu creditele ca locurile de muncă să fie păstrate. De asemenea, amenzile fiscale până la 31 mai, adică deja expiră peste o lună, 2020, nu se vor lua. Asta a introdus un moratoriu la controlul regulat și documentar al business-ului. De asemenea, declarațiile anuale pe care le dau întreprinzătorii, ele se prelungesc. Cei care plătesc impozite și poate au unele probleme și nu pot plăti, nu se va lua penalizare. Până la 1 iulie, toți cetățenii Ucrainei, de asemenea cetățenii din regiunea noastră, dacă nu vor plăti la timp plățile prin serviciile sociale, nu li se va lua penalizare. De asemenea, cei ce au ipotecă sau au contract de ipotecă, cât va dura carantina, ei pot să nu plătească. De asemenea, băncile nu au dreptul în timpul carantinei să ridice procentul de plată sau rata dobânzii. Rata dobânzii, adică nu se va ridica nici într-un caz. Toate aceste măsuri au fost primite de Rada Supremă la 30 martie 2020. De asemenea, Rada Supremă a primit și legea 3275, care susține business-ul mic, susține medicina și comunitățile teritoriale locale. De asemenea, la 30 martie 2020 s-au făcut schimbări în codul fiscal al Ucrainei și aici s-au arătat garanții sociale, economice și o mare susținere a business-ului în legătură cu răspândirea pandemiei COVID-19. Stimați telespectatori, suntem la finele emisiunii de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Seară bună!